Am ieșit să bem cafea în fața blocului, în fața scării mele originale. Deci, vom scoate una bucată brichetă. Asta sunt cheile mele. Le țin așa ca în copilărie, așa de gust. Una bucată brichetă originală. Una bucată cruce originală. Se vede invers, da? E plină cu apă. Apă caldă. Că dacă nu dă Dumnezeu, dă cineva. Vreun îngeraș. Adevărat. Și una bucată băiat nervos care face așa. Stai ușor. Nu mă aia la creier. Și două bucăți Elita Chinuita. Se face așa. Original. Femeia de serviciu a făcut curat așa că n-o să bagă pe jos scurcherile astea. Te înrești pe față de față. Că muncește, da? Nu fac mizerie, doamnă. Nu, păi nu fac, cum să fac? Și fără să vreau fac mizerie, dar încerc și eu să fac din când în când să nu fie mizerie. Așa, vezi, mă așteptat. Așa, iar băgăm și aici la băiat, la ăla nervos. Unde? Hai să fiți mai arat, o să vă apăra nervos. Așa, deci băgăm așa. Aici ne ducem la coșul de gunoi. Vrei să-ți arăți și coșul de gunoi? Oh, cred că vrei să-l vezi. Cum să nu vrei? Da, să rămâna, doamnă! Ce faceți? Mă înregistrez? Mă bag pe televiziunea română liberă? Nu, eu am televiziunea română libertină. Da, e libertină. Deci stați că vreau să arăt coșul de gunoi. Aici e coșul de gunoi, vezi? Coșul zilnic, cum ziceau boșorogii când se văitau, când căutau pe gunoi. Acum eu sunt boșorog. Păi trebuie, știi, avansăm în stare de vârstă. Bună dimineața, doamne. Ce bazar, ai pâine de acasă? Am, da, mi-a dat un băiat astăzi și a făcut pomană cu mine. Să rămână, doamne. E bine, mănânc original. Cer. Dar ce care gluten? Știți ce e aia? E o substanță diavol. Bă, ulo, să nu-mi dai cu apă pe laptop. Că ăsta este... Că am treabă, eu nu stau după tine, eu trebuie să mă duc la... Hai că fug, fată, fug. Mie-mi e frică de femei. Pă bune. Acum îi înțeleg pe băieții care le plac băieții. Că se înțelege ca băieții între ei. Le e frică de femei. Hai că trec în partea aia. Hai, treci în partea aia. Gata. Ce mai faci? Cum e dimineața asta? Eu îmi fac o cafeluță. Am ce și eu, dar îi dau o... Ce apă? Apă? Apă caldă. Nu e spirit. A fost, dar mi-am desinfectat Escherichia coli. E o bacterie care stă în intestinul gros. Și e cobaiul la cercetătorii care vrea să sintetizeze substanțe și medicamente. Bacteria asta. Mulțumesc. Poți să-i faci ADN-ul, ARN-ul, cum vrea mușchităi. Dar merge doar câteva generații, după aia nu mai merge. Își revine la starea sălbatică.
Și să băgăm una țigară, am făcut și de câteva țigări. Ai făcut? Am făcut o spațară, mi-a dat cumpăr. Mi-a dat și de mâncare. Luați? Nu, eu bani. O iau pe. O zi. O le chem top, poliția. Și... Îți mai dau o țigară. Mai dați, că mai am dat ceva. Mai am vreo două, trei. Încerc? Să vă mai dau una? Nu, mamă, nu. Mai am două, trei de-astea. Că le-am fumat aseară, am mâncat, am făcut baieram și după aia m-am culcat. Bravo. Vreau să mă uit la Mircea Badea, dar n-am mai reușit, m-am culcat. Bravo. Că mi-e place că l-am înjură pe tot. Omul ăla nu face discriminare. Nici de rasă, nici de sex. Nici de politică, de nimic. Nu face nicio discriminare. Așa. Și acum vom da cafeaua pe gâți, pe topogan. Dar cât ai... Eu acum înregistrez și o să fac pe YouTube, am eu un canal de vreo 3 ani de zile. Sunt mai multe canale care le-am îmbricat între ele, oricum pot să mă găsesc că am aceleași tabii. Eu fac ceva artă, știți, niște tâmpenii, e un fel de jurnal, viața zilnică, prin care trece un om, oarecare. Fiecare, cum în adolescență de obicei, că eu am minte de copii. În adolescență de obicei cu... copiii își țin jurnalele, care vor să țină jurnalele. Astăzi am făcut, nu știu ce am făcut, că fiecare om are ego-ul lui. Și e chiar foarte important fiecare om, pentru că e o lume în sine. E un univers în sine, fiecare om. De-aia nu înțeleg eu de ce nu se înțeleg oameni între ei. Cumva. Și totuși înțeleg, pentru că este plăcerea puterii. Cel mai tare drog din lumea asta este puterea. Și puterea are diferite forme. Deci închei acum transmisia ceva cu pipa păcii. Fumez pipa păcii. Make love, not war, sau cum era? Make war, not love. La mine e make var, că ești curvar. Stai să bag mă că faci padul ăsta, este cam leșinat.